Alunecări în cariera minieră al unui din județul Vâlcea, un mal de pământ s-a surpat în această dimineață peste principalul excavator care scotea cărbune de aici. 50 de muncitori lucrau în acel moment. 7 oameni se aflau pe utilaj. Când au văzut că se mișcă pământul amenințător, angajații care lucrau pe gigant au încercat să-l mute. Nu au avut însă unde. Au abandonat utilajul și au reușit să se salveze în ultima clipă. Alunecarea de teren s-a produs chiar în interiorul carierei de la exploatarea minieră al unui Vâlcea. Muncitorii acuză conducerea că nu a luat măsuri de securitate pentru consolidarea malurilor. Activitatea este oprită și nu se știe când va fi reluată. Minierii se tem că nu vor mai avea unde să lucreze, cariera este compromisă din cauza alunecărilor de teren. Comitetul Local pentru Situații de Urgență evaluează pagubele. La Alunu, pământul a luat o lavale în 2017. Atunci, 10 case au fost înghițite de halda de steril.